Pe scurt, cea mai proastă zi. Prieteni, dacă vreți să câștigați 30 de roni, urmăriți videoul până la sfârșit. M-am trezit, m-am ridicat, am călcat cu piciorul în ou. What? De unde ou în păpuc? Ok, se mai întâmplă. Am mers să-mi spăl dinții, că fiecare motan face asta. Ne-am curățat dinții, iar după am înțeles că apa nu-i. Așa că trebuie să mă folosesc de apa din... Am mers la bucătărie, ne-am uns pâine cu Nutella, după am scăpat-o cu fața în jos. Doamne, de ce ziua de azi este atât de proastă? Am mers să joc Fortnite, am intrat în joc și s-a stins lumina. Cum asta lucrează? Unde mi este norocul? M-am apucat să filmez, am vorbit 20 minute, după am înțeles că camera era stinsă și nimic nu s-a înregistrat. Am mers la bucătărie să-mi fac un ceai, am scăpat apă fierbinte pe mână, mă doare, motan a înjurat un pic. Am primit un mesaj de la motan că am câștigat 1000 de euro într-un concurs. Oh, dar asta înseamnă că pentru motan astăzi nu e cea mai proastă zi. Fericit m-am lăsat în pat și îmi imaginam viața după 1000 de euro. După îmi sună mama și îmi spune că deja la școală trebuie să merg 7 zile în săptămână. Și la toate acestea îmi vine un mesaj că a fost doar o farsă și n-am primit niciun euro. A fost doar un somn. Nu e somn, toată casa e în ouă. Deși, Doamne, astăzi e cea mai proastă zi. Pe scurt, cea mai proastă zi. Prieteni, dacă vreți să câștigați 30 de roni, trebuie să distribuiți acest videoclip. Eu o să verific. Și să scriți în comentarii de câte ori am spus cuvântul motan.